ponturile zilei pe care le-au selectat colegii noștri din oferta pe care o găsiți pe site-ul pariu12.ro. Să vedem imediat alte ponturi din Armenia, din Austria, din Cehia, din Polonia și Ungaria. Alex, spuneai că mai și ceva din cai pregătit, te rog scurt, un minut. Două curse de cai se alergă la Chelmsford în Marea Britanie mâine după amiază și prima cursă începe la ora 6:40, o cursă de sprint foarte, foarte dinamică. Vom paria pe favoritul Hatusa, călărit de Adam McNamara, echipament roșu cu alb pentru jockey-ul, cine urmărește cursa live, cotă 2:40 la victorie, iar în cursa următoare, la ora 19:15, tot o cursă de sprint, sunt doar patru concurenți, vom paria tot pe jockey-ul echipat în roșu, este calul numit Concessions, are cotă 2:20 la victorie și este superior rivalilor de mâine. Da, suntem aproape de finalul ediției de astăzi. Nu uitați, mâine o să vorbim la miezul nopții despre semifinala cupei din meciul din Serbia, din Cupa Serbiei, Partizan Steaua Roșie Belgrad. Vom prefața și meciul dintre Bayern și Frankfurt. Eu sunt Bogdan Socol, mulțumesc Alex pentru prezența. Mulțumesc, în emisiune. O seară excelentă, pe curând.